Bine ai venit la o nouă lecție de informatică și TIC pentru clasa a 7-a. Astăzi vom descoperi împreună cum putem implementa în limbajul de programare Python algoritmi ce rezolvă probleme întâlnite de către noi în viața de zi cu zi. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr natural nenul cu maximum 4 cifre, care reprezintă latura pătratului ABCD și afișează pe ecran area și perimetrul complexului turistic reprezentat în figura alăturată. Acesta este compus din zona de cazare ABCD și 4 zone de piscină ABE, BCF, CDG și ADH, fiecare în formă de triunghi dreptunghi chisoscel. De exemplu, dacă valoarea laturii pătratului este 10, atunci valorile afișate vor fi 300 și 96.000, multe zecimale și reprezintă area, respectiv perimetru complexului turistic. La pasul 1 al algoritmului se calculează area complexului turistic. Acesta este format din pătratul ABCD și cele 4 triunghiuri dreptunghic isoscele. Area pătratului ABCD este egală cu valoarea expresiei latura ori latura, iar area unui triunghi dreptunghic isoscel este egală cu jumătate din valoarea expresiei latura ori latura. În urma calculelor se observă că area complexului va fi egală cu valoarea expresiei 3 înmulțit cu latura la pătrat. La pasul 2 se calculează perimetrul complexului turistic pentru care se cunoaște valoarea variabilei latura, ce reprezintă latura pătratului ABCD. Se utilizează variabila reală IP în care se calculează lungimea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic isoscel. Aceasta va fi egală cu radical din 2 înmulțit cu latura înmulțit cu latura. În final, perimetrul complexului va fi egal cu valoarea expresiei 4 ori latura plus 4 ori IP. În codul prezentat se utilizează variabilele întregi latura și area. Se citește de la tastatură o valoare pentru variabila latura. Citirea este precedată de afișarea pe ecran a unui mesaj informativ prin care îi se solicită utilizatorului să introducă o valoare pentru latura pătratului ABCD. În variabila area se calculează area complexului și se afișează cu ajutorul comenzii print valoarea acestei variabile, precedată de un mesaj informativ. În variabila perimetru se calculează perimetrul complexului, iar în variabila IP se calculează ipotenuza unuia dintre cele 4 triunghiuri identice corespunzătoare zonelor de piscină din complex. Se observă că este utilizată metoda SQRT din modulul Math, importat la începutul codului. Variabilei perimetru îi se atribuie valoarea corespunzătoare și aceasta va fi afișată apoi pe ecran, precedată de un mesaj informativ. La execuția codului, dacă de la tastatură se citește valoarea 10, atunci pe ecran vor fi afișate cele două valori reprezentând area, respectiv perimetrul complexului. Aplicație practică 2. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură 4 numere reale: lungime, lățime, care reprezintă lungimea respectiv lățimea exprimată în metri a unei suprafețe dreptunghiulare pe care Luca trebuie să o vopsească, precum și XY, unde X reprezintă suprafața exprimată în metri pătrați, care se poate vopsi cu un litru de vopsea, iar Y reprezintă cantitatea exprimată în litri a unei cutii de vopsea. Programul va afișa pe ecran numărul de cutii de vopsea necesare pentru acoperirea cu vopsea a suprafeței date.
Restricții și precizări, lungime, lățime X și Y sunt numere reale. Vopseaua se aplică o singură dată pe suprafața dreptunghiulară. Pentru următoarele date de intrare, dacă lungimea plăcuței dreptunghiulare este 10, lățimea este 5, deci aria va fi 50, X egal cu 16, Y egal cu 1, atunci pe ecran se afișează valoarea 4, reprezentând numărul de cutii necesare. Dacă lungimea este 10, lățimea 5, X egal cu 16 și Y egal cu 2, atunci vor fi necesare 2 cutii de vopsea. Dacă lungimea este 10, lățimea este 5, X egal cu 16 și capacitatea unei cutii de vopsea este 0,75, atunci numărul de cutii de vopsea necesare va fi 5. La pasul 1 al algoritmului se calculează aria suprafeței dreptunghiulare, care va fi vopsită. Aceasta va fi egală cu valoarea expresiei lungime ori lățime. La pasul 2 se calculează în variabila reală XX cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea unui metru pătrat de suprafață. XX va fi egal cu 1 împărțit la X, unde X reprezintă suprafața exprimată în metri pătrați care se poate vopsi cu 1 litru de vopsea. La pasul 3 se calculează în variabila CTV cantitatea totală de vopsea necesară pentru acoperirea ariei calculate. În variabila CTV vom reține valoarea expresiei aria înmulțit cu XX. La pasul 4 se calculează în variabila NC numărul de cutii pe care Luca trebuie să le achiziționeze, știind că o cutie de vopsea conține Y litri cu caracteristicile X. În codul prezentat se utilizează variabilele reale, lungime și lățime. Se citește de la tastatură câte o valoare pentru variabilele lungime și lățime. Citirea este precedată de afișare pe ecran de mesaje prin care utilizatorului i se solicită să introducă aceste valori. Variabila aria va reține valoarea ariei corespunzătoare suprafeței dreptunghiulare care trebuie vopsită. Se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila X, care reprezintă câți metri pătrați pot fi acoperiți cu 1 litru de vopsea. Se declară variabila XX și se reține în ea cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea 1 metru pătrat de suprafață dreptunghiulară. Se solicită utilizatorului să introducă de la tastatură o valoare pentru variabila Y, care reprezintă capacitatea în litri a unei cutii de vopsea. Se calculează în variabila CTV cantitatea de vopsea necesară pentru acoperirea cu vopsea a suprafeței dreptunghiulare. În variabila reală NC se calculează numărul de cutii de vopsea necesare pentru acoperirea cu vopsea a suprafeței dreptunghiulare. Se utilizează instrucțiunea IF pentru a verifica dacă valoarea variabilei NC este un număr întreg și în caz afirmativ se afișează valoarea întreagă a variabilei NC, iar în caz contrar, numărul de cutii afișat va fi egal cu partea întreagă a valorii variabilei reale NC crescută cu o unitate. Situație în care o ultimă cutie de vopsea nu este folosită în totalitate. Metoda SALE din modulul Math returnează cea mai mică valoare întreagă care este mai mare sau egală cu numărul specificat. La execuția programului, dacă lungimea plăcii dreptunghiulare este 10, lățimea plăcii dreptunghiulare este egală cu 5, consumul specific pentru un litru de vopsea este 16, iar capacitatea unei cutii de vopsea este de 1 litru, atunci numărul de cutii de vopsea folosite va fi egal cu 4. La o nouă execuție, dacă
Lungimea plăcii dreptunghiulare este 10, lățimea plăcii dreptunghiulare este 5, consumul specific pentru un litru de vopsea este 16, iar capacitatea unei cutii de vopsea este 0,75. Numărul de cutii de vopsea folosite pentru vopsirea întregii plăci va fi egal cu 5. Exersează singur și scrie un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură un număr real nenul în variabila R și un număr natural nenul în variabila NC, unde R reprezintă raza cercului realizat la cursul de echitație la care participă David, iar NC reprezintă numărul de curse complete realizate de către David într-o zi. Programul va afișa pe ecran lungimea totală parcursă de David la cursul de echitație, în ziua respectivă. De exemplu, dacă R egal cu 12, iar numărul de curse este 15, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 1130,4, ce reprezintă lungimea totală parcursă în cele 15 curse complete. Felicitări! Astăzi ai învățat cum poți implementa algoritmi într-un mediu de programare în scopul rezolvării creative a unor probleme având caracter aplicativ în viața de zi cu zi.